Câteva zile până la meci, au crescut emoțiile? Nu, mă simt bine. Mă simt bine, emoțiile sunt normale, încerc să le stăpânesc, dar sunt ok, sunt pe drumul cel bun. Abia aștept meciul. Abia aștept meciul. Voronii ne-a zis că vină să te bată de data asta. Normal, îți dai seama, dacă urcă cu mine în ring și accepta meciul, clar că vine să mă bată, să mă trimită la mama acasă cu ochii umflați. Dar asta nu înseamnă că eu îi voi face jocul. Eu voi căuta cu tot din anisul să câștig. Chiar dacă l-am mai invizat două ori, nu mă interesează. Eu trebuie să câștig și a treia oară. Plus că ăsta va fi meciul meu decisiv pentru următorul meci pe care îl voi avea în One Championship și anume la centura mondială, fiind cel mai important meci din cariera mea și voi fi super determinat ca să câștig acest meci. O să confirm și nickname-ul de Mr. KO la Cluj? Așa sper. Eu voi căuta knockout-ul cu tot din adinsul. Vreau să ofer fanilor mei o luptă explozivă, pe cinste. Revin după 2 ani să mă lupt în România, în Dynamite Fighting Show și sper și caut cu tot din adinsul să-i aplic un knockout lui Pavel Voronin. De data asta voi câștiga prin knockout ca a patrulea meci să nu mai accepte. După 8 ani din nou la Cluj, ce te leagă de acest oraș? Păi, Clujul este vestit ca fiind cel mai frumos oraș din lume, ca fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Iar de câte ori am fost acolo, am fost cu drag. Orașul este super curat, super digitalizat, au o conducere extraordinară, cu toții știm asta, oamenii sunt civilizați, toată lumea zâmbește pe stradă, intri în orice magazin, în orice supermarket, te salută, stau la dispoziție. Pentru mine e o plăcere să lupt în Cluj, iar aștept cu nerăbdare să mă lupt. Din fermă direct în ring la Dynamite. Da, din fermă direct în ring. Corect. Păi, cred că ferma pe mine m-a întărit psihic, în primul rând, iar când voi intra în ring acolo, probabil că îmi voi da tot năduful, tot stresul pe care l-am acumulat în fermă, pentru că a trebuit să fac față la tot felul de provocări. Și cu siguranță m-a făcut un om mai puternic, iar asta voi demonstra în zilele următoare la meciul pe care l-o voi disputa. Cum e să stai departe de familie? La fermă ai stat atât de mult timp departe, acum cu pregătirea pentru meci la fel. Ce o să faci după 4 decembrie? Păi eu sunt... Am o viață sportivă destul de activă și sunt obișnuit să fiu plecat de acasă, în cantonamente, meciuri. Iar la fermă pot să spun că aveam o obișnuință așa să stau plecat de acasă. Sincer, m-am și bucurat la început că pot stau fără telefon, fără tehnologie. Nu m-am bucurat foarte mult că trebuie să stau departe de familie, dar a trebuit să accept și această provocare numită ferma, pentru că a trebuit să trec prin tot felul de situații acolo și a trebuit să le fac față, având și o bază destul de bună, și anume sportul, care m-a disciplinat, m-a crescut așa cum sunt astăzi. Dar nu regret nimic din ce alegere am făcut la viața mea, așa că m-a construit și sunt omul care sunt astăzi.
Iar faptul că mă voi lupta pe 4 decembrie mă bucură enorm, pentru că pot să-mi intru în ritm după fermă, pentru că am slăbit destul de mult. Am slăbit destul de mult și a trebuit să îmi reintru în formă și procesul a fost destul de greu. După 4 decembrie probabil că mă voi bucura de familie, de rezultate, de sărbătorile care vor veni și vedem ce ne rezervă viitorul. Ce părere ai de pe acest duel David versus Goliat, Rambo versus Ion Grigore? Bă, mi se pare interesant, cred că va fi atracția serii, pe lângă mine, desigur. Pot să zic că îl respect pe Rambo, pentru că acceptă niște dueluri extraordinar de grele și numai acceptând așa provocări poți să atingi culmile succesului. Îl respect deopotrivă și pe John, pentru că a acceptat lupta cu un adversar mult mai tânăr decât el. Sunt sigur că va fi o luptă pe cinste. Amândoi vor avea un examen destul de greu în fața lor. Iar fanii, siguranță, vor fi încântați după o seară de genul acesta, incendiară, cum Dynamite Fighting Show ne-a obișnuit. Pe cine ai paria? Pe Rambo sau pe John? Păi e destul de greu să aleg dintre cei doi. Amândoi sunt prieteni cu amândoi și ar fi, pot să spun, urât din partea mea să aleg pe unul dintre ei. Eu pot să spun că voi ține cu amândoi, voi merge, îi voi îndemna să dea tot ce au mai bun din ei acolo, sus. Să ofere fanilor un match pe cinste, o luptă frumoasă, explozivă, și să arate de ce kickboxingul la noi în țară este printre cele mai faimoase sporturi. Un meci David versus Goliat pentru tine? E prima oară, da. Un meci cu David versus Goliat, în care va câștiga Goliat. Normal. Istoria va fi schimbată. L-ai văzut pe Rambo, cum ți se pare ca adversar? În primul rând, Rambo mi se pare un băiat muncitor, foarte bun, serios. Rambo, un nou duel, David versus Goliat, deja te-ai obișnuit. Cum e să l-ai adversar pe John? Îl cunoști deja? Cred că va fi un adversar mai puternic ca Tolea. E mai ușor, e mai tânăr, va avea un meci foarte greu cu el, dar sper să câștig, să fac o figură bună în cheiuanul românesc. John e poreclit mitraliera pentru că lovește foarte rapid. Crezi că vei avea, nu știu, o vestă antiglonț pentru el? Eu sper că da, sper că voi avea lovitura mea de dreapta. Sper că îi va distruge mitraliera. Îmi doresc acest meci, nu m-am mai bătut de aproximativ 7 luni, sunt motivat și abia aștept să fac acest meci. Dacă ar fi să îndemn pe oameni să parieze pe acest meci, ce ar trebui să parieze? Eu zic să meargă pe... Să meargă pe mine la pariuri, deoarece sunt mai tânăr, sunt forță, îmi doresc această victorie și nimic nu-mi va sta în cale pe data de 4 decembrie.
să câștigă acest meci împotriva lui John Mitralera. Knockout sau decizie? Eu sper că sperăm că se va ajunge la decizie, dar niciodată nu știm cine rezervă viitorul. Vom vedea. Cât de dificil a fost această perioadă pentru tine cu antrenamentele? A fost o perioadă destul de dificilă. Nu prea am avut cum să mă antrenez în ultimul timp, dar asta nu este o scuză. Am timp de acum încolo să mă antrenez și să fiu pregătit pentru meciul de pe data de 4 decembrie.